Da, îmi cer scuze, asta este, s-a întrerupt fără voia mea. Se mai întâmplă. Asta este din cauza internetului. Ce să vă spun? Deci, așa cum vă spuneam, cei care vor veni mai ales la Ministerul Justiției, Predoiu, ar face bine să anuleze definitiv legea recursului compensatoriu, așa cum vă spuneam mai înainte, pentru că nu cred că este corect, să zic așa, ca cei care fac violuri, care fac crime sau care fac, eu știu, alte fapte cu bună știință să fie scoși afară după o anumită perioadă de timp. Și, bineînțeles, să facă ceea ce știu ei mai bine, adică acelea să repete faptele și, bineînțeles, să ajungă din nou în pușcărie. Deci, să sperăm că acest guvern care este propus de către premierul Orban va trece în Parlament luni. Și marți și miercuri, noi miniștri care vor fi audiați în comisii își vor face treaba, vor fi, bineînțeles, investiți și totodată guvernul Orban va reuși să înceapă să lucreze. Pentru că v-am spus, nu mai sunt decât 2 luni de zile și dacă nu vor reuși să facă ceva în special cu bugetul României, nu știu ce se va întâmpla. La ora actuală, când vă spun, sigur, știți și dumneavoastră, bugetul țării este pe minus. Împrumuturile care le-a făcut PSD-ul pentru a-și plăti clientela politică, bineînțeles, la europarlamentare, și acum mai nou pentru a plăti primarii, că le-a promis că, vezi, Doamne, dacă îi susțin și vor câștiga alegerile prezidențiale, așa speră ei, ceea ce nu se va întâmpla, la locale, la naționale, vor fi răsplătiți. Să sperăm că vor reuși să facă măcar nou guvern, măcar bugetul pe anul viitor și să reușească măcar 50% din ce și-au propus. Măcar 50% din ce și-au propus. Da. Să sperăm că vom avea un guvern din prima, cum s-ar zice. Să sperăm că vom avea un guvern din prima, cum s-ar spune, pentru că știți și dumneavoastră, dacă acest guvern va pica, trebuie desemnat un alt prim-ministru care să meargă în Parlament. Și dacă și acel prim-ministru va pica, atunci vor face alegeri anticipate. Dar, așa cum v-am spus, nu cred că se va întâmpla așa ceva, întrucât ei nu doresc să plece acasă de la Ciolan și nu vor vrea să piardă bani. Și atunci, cu siguranță, vor vota acest guvern și vor sta în continuare lipiți de scaune. Dar măcar, cel puțin, cât mai au de stat, să zic așa, aproape un an de zile, măcar să facă ceva pentru țara asta. Nu știu. Știu decât atât că urmează alegerile pentru președinție și să știți că sunt destul de supărat. E prima dată în 30 de ani când la alegerile pentru președinte nu văd candidații să vină la televiziune la confruntări. Deși v-am spus pe cine susțin, sunt supărat și pe Iohannis, pentru că ar fi trebuit normal să vină
să-și facă timp să vină și el la televizor și să se confrunte cu ceilalți candidați, cu toate că știm că nu prea are, eu știu, un adversar așa de puternic, dar ar fi trebuit să vină să ne spună și nouă, la toată țara, ce a făcut, de ce țara merge în halul ăsta care este, și bineînțeles că și Dăncilă să fi venit și ea în calitate de prim-ministru să povestească ce a făcut ea cât a fost prim-ministru. Ce a făcut știm cu toții, bineînțeles. Unde s-a dus știm cu toți. Că ne-a făcut de râs știm cu toți. Dar măcar să fi venit să vorbească. Văd că iese pe la televiziuni sau prin presă, pe Facebook mai ales, și spune vrea întâlnire neapărat cu Iohannis. Eu aș zice că ar face bine să stea liniștită, că cu siguranță dacă vor avea amândoi o întâlnire, cu siguranță va fi o emisiune ca și cum te-ai uita la filmele cu Stan și Bran. Va fi de râsul lumii. Dar asta este. Deci să sperăm că noul guvern va fi investit, să sperăm că vom putea să avem de sărbători puțină liniște, pentru că în așa fel cum suntem acum, dacă guvernul nu se va investi și vom sta așa cu guvern neinvestit, vechiul guvern nu are dreptul să dea nicio lege și uite, vor fi ministere sau sunt mai bine zis trei ministere care nu au nici ministru, deci va fi o țară pur și simplu neguvernabilă. Asta este. Să sperăm că se va rezolva și România câtuși de puțin va ajunge, eu știu, să zicem, pe linia de plutire. E greu spus linia de plutire. Va ajunge totuși acolo la nivelul de subexistență. Pentru că deja noi suntem o țară care suntem guvernată, dar suntem neguvernată. Pentru că la ora actuală degeaba îi avem pe acești guvernanți, că sincer vă spun, am ajuns la concluzia că indiferent cine vine la putere, e o vorbă românească. Vin ai noștri, pleacă ai noștri, noi rămânem tot ca proști. Și pe cine să mai și votăm? Pentru că ei și-au făcut învățul, pleacă din partide în partide. Eu v-am spus, singura soluție pentru a scoate România din acest, eu știu, din această nenorocire, din această mocirlă, ar fi fost să facem, eu știu, să fie alegeri, adică să fie vot uninominal. Da, adică nu contează, domnule, că eu țin, eu știu, cu un partid, îmi iubesc un partid oarecare, nu contează, dar pe lista respectivă, dacă apar hoții, șmecherii, nu-i votează nimeni. În loc să fie, votez pe la primii 2-3 sau care sunt, pot să-l votez și de pe ultimul loc sau penultimul loc. Nu contează. Important este că îți votezi persoanele care știi că sunt persoane de încredere. Dar, ce să vă spun, nu se va face în România așa ceva pentru că există clienteală politică și normal ar trebui dată o lege pe care nu o să o dea niciodată ca statul să susțină candidații care sunt la vor candida. Și atunci dacă au buget de la statul român, vă dați seama că atunci nu ar mai trebui să ceară niciun partid să își pună la șmecher, dăm bani ca să mă sponsorizez, că nu am cu ce să candidez. Că după ce ies, îți dau eu ție banii înapoi, dublu. Asta e. Deci, îmi cer scuze pentru că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, de s-a întrerupt această emisiune, n-a fost cu voia mea, asta este
televiziunea, asta este internetul. Ce pot să vă spun? V-am spus despre noul guvern care urmează să fie investit. Sper că se va investi și va fi un lucru benefic pentru România și vom avea numai de câștigat. Dacă nu, vom avea numai de pierdut. Și așa am pierdut destul. Sper să nu ajungem să pierdem și ce nu avem. Aceasta a fost emisiunea din această seară. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la această oră. Vă pup, vă îmbrățișez și nu uitați, mâine este o sărbătoare foarte mare, este Sfântul Dumitru. Celor care sunt născuți de Sfântul Dumitru, vă urez tot binele din lume și tradiționalul la mulți ani. Vă pup, vă îmbrățișez și o seară cât mai plăcută. Și nu uitați, mâine este sâmbătă. Știți că se dau ceasurile cu o oră înapoi. Și așa că aveți grijă să nu uitați, nu cumva duminică să vă treziți la ora care știți dumneavoastră și să vă uitați că de fapt e cu o oră în urmă. Vă pup și vă îmbrățișez. O seară minunată!